vreau să fac un tutorial, un machiaj. N-am mai făcut un de foarte mult timp, e primul pe anul acesta și mi-a venit și o idee drăguță, zic eu. Acum să vedem ce o să iasă, sper să-mi iasă ceva. Mi-am pregătit în spate câteva palete cu mai multe opțiuni de culori și sper să iasă ce am eu în minte. Și vreau să menționez că e posibil să ne întrerupă un curier, pentru că trebuie să-mi ajungă un pachet, o să vedeți în vlogul de duminică despre ce este vorba. Și am primit un interval în care mi s-a zis că o să vină. Și intervalul e aproape gata, adică mai e puțin și o să treacă ora la care mi s-a zis că o să ajungă cel târziu. Și am zis ok, nu mai am răbdare, mă apuc să filmez, am telefonul lângă mine și în caz că mă sună, fac o pauză de 5 minute și aștept, primesc coletă și continuăm. Eu sper din suflet să vină după ce termin eu de filmat aici, dar în caz că vine, nu-i problemă. Bun, voi începe cu fondul de ten. O să fac o combinație, așa cum tot fac în ultimul timp. Sunt destul de încântată de combinația aceasta. Chiar e ok, adică e... acoperirea e bună. Culoarea e ok, pentru că am două nuanțe și pot să le amestec astfel încât să obțin nuanța potrivită mie. Mă rog, deocamdată e perfect dacă pun câte o pompiță din fiecare, dar bănuiesc că la un moment dat, când nu știu, o să încep să mă mai bronzez, dacă o să mă țină până la vară, o să pot să amestec cumva, să combin nuanțele. Și îl întind cu degetul, pe dedesubt am creme. Mi-am aplicat și primerul de la Maybelline în urmă cu vreo 10 minute și ați văzut ce glow i-a arătat fața mea. Și acum iau burețelul acesta care mi-e atât de drag. Uitați ce culoare drăguță are. Și încep să estompez. Și vedeți că mi-a mai rămas un pic de produs pe mână. De obicei fac așa. Ca să iau tot ce am acolo. O să mai aplic fondul de ten. Și pentru că la ochi vreau să fac un machiaj un pic mai complicat și cu mai multe culori, cred că o să-mi aplic... îmi aplic fondul de ten, îmi aplic anticear cănele și nu setez cu pudră, ca în cazul în care pică ceva să pot să corectez rapid. Vai, de când timp n-am mai făcut asta? Știți că mi-am luat un blush nou destul de recent și vă povesteam că vreau să vă... să vi-l arăt, dar sincer nu știu dacă o să se potrivească în machiajul de astăzi. Adică eu văd blush-ul, mai ales nuanța asta de roz, într-un machiaj așa mai natural. Deci nu cred că o să aplic astăzi blush-ul. Mi l-am pregătit aici, dar în cazul în care nu-l aplic, o să vi-l arăt eu într-un vlog sau o să-l integrez în alt tutorial. Ca și anticiarcăne. Ah, cred că nu v-am zis nuanțele la fondurile de ten. De la True Match am nuanța Ivory 1N, care e mult prea deschis pentru mine. Iar de la Bourjois Healthy Mix am N53, care e mult prea închis pentru mine. O să vă ziceți, băi, dar te pricep la ales fonduri de ten? Da, mă pricep, mă pricep. Așa, iar la capitolul anticiarcăne încă am din acestea două Born This Way de la Too Faced, nuanța Almond, pe care l-am deja de un an jumate. El spune că e valabil 12 luni de la deschidere. Ups, produsul încă e ok, încă miroase bine, dar o să se termine probabil la un moment dat și... chiar nu știu ce o să fac. Iar al doilea pe care ați văzut că l-am aplicat este de la L'Oreal Infailibilu Vanilla 326. Îmi place foarte mult combinația, le folosesc împreună pentru că se înțeleg foarte bine și pentru că nuanțele combinate mă ajută să obțin ceea ce am eu nevoie. Dar da, vă ziceam că atunci când o să se termine, chiar nu știu ce o să fac. Dacă să testez altceva, dacă să îmi cumpăr faimosul anticiarcăne de la Tarte. Pentru că, dacă țin eu bine minte, l-am văzut prin magazine și... parcă l-am văzut, nu? Nu sunt nebună, l-am văzut în Sephora, dacă nu mă înșel. Și parcă aș vrea să-l testez. Eu sunt fan anticiarcănelor cu acoperire mare.
care chiar dacă usucă sau încarcă puțin, nu știu, mie astea mi se potrivește cel mai bine, mi se pare că astea mi-acoperă cel mai bine cearcănele și am tot timpul grijă să am zona foarte hidratată, să am un primer aplicat de dedesubt, să le întind cu burețelul, să am pudra potrivită și astfel mi se pare că zona de sub ochii mei arată bine, adică constant mă verific și în timpul zilei să n-arate încărcat, pentru că uneori, din dorința de a face bine și de a-ți acoperi cearcănele perfect, poți să faci mai rău. Și crede-mă că știu ce zic, am făcut de foarte multe ori greșeala asta, dar cu aceste anticearcăne se pare că rezultatul este foarte bun. Un mail. Oare de la curier? Slabe șanse. Vă spuneam că vreau să încep cu machiajul ochilor. Așa că o să iau anticearcănul din pliuri și o să setez un pic cu o nuanță din asta de nude. E din paleta pe care o țin în mână și o folosesc pe post de oglindă. Și un fard care îmi place foarte mult este vorba despre acesta. Vedeți că e un nude așa. Foarte profoasă nuanță, dar își face foarte bine treaba de pudră, de bază. Paleta este de la Essence. E aceasta. De fapt, ați tot văzut-o. Out in the Wild, parcă se numea, nu? Da, și varianta asta roz. Și o să setez foarte bine. După care cu aceeași pensulă, ia să vedem, mi-am adus multe palete aici. Vreau să încep cu o nuanță de tranziție, care nu știu exact în ce zonă vreau să se ducă în ceea ce privește subtonul, nu în ceea ce privește nuanța. Machiajul pe care vreau să-l fac este un machiaj din acela în care am un fard deschis și se defa pe mijlocul pleoapei și închis în interior și în exterior. Am așa o idee cam ce nuanțe aș vrea, aș vrea să fie cu mov în exterior și cu un soi de auriu un pic mai închis în interior. Un machiaj așa un pic mai glam și de-aia mi-am adus mai multe variante aici, dar nu știu, nuanța din pliu, aș vrea să fie cât de cât neutră, dar poate, parcă nici rece, nici cald, nu, efectiv nu știu. O să iau, cred că din paleta asta de la MUP, Nude Palette, nu-i așa că n-ați mai văzut-o de mult timp. Foarte încântată am fost de ea la început, când am primit-o. Încă sunt, e o paletă senzațională, nu mă înțelegeți greșit. Însă pentru că eu nu prea m-am mai machiat, așa la colorat, nici n-am mai băgat-o foarte tare în seamă. Acum, de ce să... Nu. Cred că o să iau pensula asta de la MAC, pentru că e așa micuță și n-aș vrea să mă întind până la sprânceană totuși. Și o să iau una dintre nuanțele astea, cred că o să o iau pe aceasta a doua. Și o să o aplic în pliu. Și cred că tot din paleta asta de la MUP voi lua și nuanța de aureu, că am destul de multe variante. Dar din ce țin eu minte despre ea, parcă știu că picau nuanțele astea. Paleta o găsiți pe site-ul Salon Provider. A fost primită de la ei în urmă cu mai multe luni, împreună cu multe produse milkshake. Mi-am amintesc că am făcut și un clip în care am... făcut review la toate care le-am primit. Da, e ok, e ce-mi doream, e neutru, dar nu e chiar, adică e ok, mi se pare ok. Bun, acu-i-acu. Cred că o să încep cu interiorul și exteriorul și las partea de centru la final. Nu știu exact să lasă ce nuanță vreau, adică, uite, movul ăsta, de exemplu, e parcă prea mov, mi-aș fi dorit să fie mai închis. Și am și aici o nuanță care e drăguță și anume aceasta, care vedeți că e un soi de mov, dar e total alt mov față de acela. Așa că mă gândeam cumva să le combin într-un fel, poate să iasă o mare tocăniță sau poate să iasă ceva bun. Rămâne de văzut. Cred că o să încep cu aceasta. Paleta este aceasta de la Essence, Coffee to Glow, și nuanța despre care vă zic este prima. N-are nume, cred. Și am aici o pensulă care o să se descurce bine și în interior și în exterior, că e suficient de mică, dar e și pufoasă cât să depoziteze produsul într-un mod în care nu mă chinui după aia să blenduiesc că s-au făcut 75 de pete. Și o să încep cu colțul interior. Nuanța asta cumva mi se pare că se potrivește cu pullover-ul. Sincer, am cam fost un pic influențată de machiajul pe care l-aveam în minte ca să mă îmbrac cu pullover-ul ăsta, deși v-am zis, nu, asta e nuanța pe care mi-am imaginat-o eu 100%, dar rămâne de văzut. Nu știu dacă am pățit vreodată să mă machiez așa cum îmi imaginam. Adică mereu era
era diferit. Așa, acum că mă uit în paleta asta, e o nuanță de genul acesta, un auriu mai închis. Ăsta totuși parcă e prea închis. Parcă e prea, prea portocaliu. Da, uite, l-am pus pe mână și o să-l compar cu nuanțele din paleta pe care am în brațe, aceea de la MUB. Ok, am mers în interior. Și apoi în exterior, tehnica asta face ochii mai mari. Nu știu dacă se mai poartă sau ceva. Eu de obicei nu sunt la curent cu chestiile astea, adică inevitabil văd în funcție de machiajele care mi se recomandă pe social media, pe Instagram, în funcție de produsele pe care le scot brandurile, îți cam dai seama care sunt trendurile din acel moment. Dar ați văzut că eu n-am fost niciodată așa genul de persoană care să urmeze trenduri și să fie acolo, nu știu, poate e un dezavantaj că nu am ținut pasul cu trendurile, mi s-a mai cerut de-a lungul timpului, însă eu n-am fost niciodată genul ăsta de persoană. O, Doamne, am atins tăvița la fardul ăsta. What? Bizar arată în momentul ăsta. Da, și de obicei, nici la haine, nici la asta, nu vreau, nu știu, nu-s cu trendurile. În primul rând, pentru că în ultimii ani, cam toate trendurile care apar sunt așa mai nebune și plus că îmi dau seama că trendurile sunt 100% pentru a încuraja consumerismul, ca să încurajeze lumea să cumpere într-una. Adică dacă, imaginați-vă dacă de mâine toți, nu știu, toți stiliștii, toate persoanele din lumea modei care au o voce ar zice, știți ceva? Purtați ce vreți, machiați-vă cum vreți, cum vă stă bine și aia e, vă dați seama că ar scădea maxim vânzările și nimeni nu vrea chestia asta pentru că toată lumea vrea să facă bani. Logic. Să scă și în partea de la Jeffree Star am găsit un auriu, ăsta e prea... prea auriu. Ok. Deci da. Dau cumva seama de chestia asta. Multe mi se par așa ciudate și de asta nu prea le-am încercat. Ok. Acum am luat nuanța de MOV de la Jeffree Star din paleta Mini Breaker. Băi, am un pic emoții să o pun peste nuanța pe care deja am aplicat-o. Ok. Acum nu te face prea mult. Prea se lipește. Dar cam așa când pui farduri peste farduri. Poți să te aștepți acum să fie super, super intense. S-a aplicat un pic în pete. Nu pot să zic că sunt neapărat șocată de chestia asta. Interesant. Mi-a picat ceva. Da, mi-a picat. A fost o idee bună când am fixat. Și acum o să încerc să vin pe deasupra înapoi cu nuanța aia de mai devreme. Ca să le combin cumva. Pentru că nuanța pe care o am eu în minte e undeva între ele. Țin minte de la cursul de machiaj că atunci când faci un machiaj genul acesta, secretul e să nu blenduiești foarte mult în partea asta. Adică aici e ok să fie o linie dreaptă, iar blenduirea se poate face în partea asta de exterior. Știu că noi chiar veneam cu o pensulă curată și curățam așa un pic zona aceasta. Ok, știu că arăt dubios deocamdată și că parcă nu vă vine să-mi ascultați sfaturile. Dar eu zic că până la final rezultatul să fie în regulă și cred că o să blenduiesc puțin aici și după care schimb și pensula. Și în momentul în care arăți complet nebună, este momentul să aplici fard sclipicios, glitter, pentru că asta rezolvă orice în viață și înainte de a aplica fardul la care m-am decis, vi-l arăt imediat, vreau să aplic acest glitter glue de la Boys & Berries ca să fac ca fardul să se lipească cum trebuie. Să nu vă fie frică de prostii de genul ăsta. Mie mi-a fost la început când am când le-am primit și mă gândeam, Doamne, dar nu o să folosesc niciodată, pentru ce aș putea folosi acest produs?
că de câte ori porți glitter, gen, o dată în viață. Dar e foarte, foarte bun dacă vrei ca un fard sclipicios să ți se lipească. Auriul la care m-am decis este acesta. Este al patrulea de la mijloc și o să-l aplic cu o pensulă. Încerc să scutur un pic excesul, dar n-aș vrea să se ducă de tot, pentru că aș vrea să se lipească de ochi totuși glitterul. Și trebuie să mă mișc destul de repede, să mă duc și la celălalt ochi, ca să nu se usuce glitter glue, că după aia nu se mai lipește fardul. Eu nu vă recomand acest tip de machiaj dacă aveți ochii foarte, foarte rotunzi. Mi se pare că arată ciudat pe niște ochi foarte rotunzi. Adică deja, dacă deja ai pleoapele mari și deja sunt foarte rotunzi, practic o să ți facă și mai așa și o să ai niște ochi așa. Și o să arate un pic ciudat. Am văzut genul ăsta de machiaj pe fete cu ochii rotunzi. Mai ales pe la cursuri. Dacă erau tot felul de cursuri care postau imagini cu machiajele făcute de fete, erau și situații în care erau fete cu ochii foarte mari pe care s-au făcut acest machiaj, dar chestia asta se întâmplă pentru că atunci când chem modele pentru machiaj să exerseze cursantele sau să-și dea examene sau așa, nu prea poți alege, adică vin tot felul de fete, fete cu pleoapa lăsată, fete cu... și nu întotdeauna se întâmplă ca machiajul pe care îl fac ele să se potrivească, dar dacă sunteți la voi acasă și aveți de ales cum să vă machiați pentru un eveniment și vreți să alegeți ceva care să vă scoată bine în evidență, dacă aveți ochii foarte rotunzi, genul ăsta de machiaj nu e cel mai potrivit. Deci puteți, evident, să faceți și să vedeți. Poate o să vă placă cum vă spun. Doar am zis așa ca idee. Bun. Cred că o să revin un pic în colțul exterior cu niște mov. Acum mă tot gândesc dacă să vin cu niște mov sidefat. Oare să stric mai tare ce se întâmplă pe aici? Am terminat de corectat machiajul. Cât de cât, nu e perfect. Sunt sigură că mie în oglindă mi se pare simetric, dar când o să editez acest clip, nu o să mi se mai pară simetric. Sunt sigură că nu e simetric. Dar, da, urmează să setez zona de sub ochi, folosesc pudra de la Catrice, Banana Bright. Și pentru că aceste fonduri de ten mi se adună un pic aici pe frunte, am început să setez. Deci mie îmi place glow, dar setez aici între sprâncene și pe aia urc ușor aici spre laterale, că aici am observat că se adună și ușor în sus. Nasul, nu știu, uneori mi-l setez, uneori nu mi-l setez, în ultimul timp nu prea l-am mai setat. Oricum, din păcate, nasul e primul loc de unde se duc produsele și fondurile astea de ten pe nas nu prea rezistă. Hai să terminăm cu machiajul ochilor. O să iau o pensulă din aceasta mică, așa, creion. Și voi lua fardul acesta vișiniu și fardul mov ca să continui machiajul de sus. De data asta o să le combin direct pe pensulă și să sperăm că o să arate ok. Și vin în continuare. Și practic urmez același model ca și sus. Faptul că e și partea din interiorul ochiului închisă face ca acest machiaj să fie destul de dramatic. Evident că depinde și de culori și de subtonul lor. Dar tehnica asta poate să accentueze cearcănele. De când mă gândesc că așa mă machiam gen zilnic, mă rog, nu cu tehnica asta și cu culorile astea. Dar am avut o perioadă când, de fiecare dată când mă machiam, era cu farduri multe, cu pensule multe, murdărite, cu tehnici, cu... Ce se mai schimbă lucrurile.
Iar pe interior, pe mijloc, o să mă folosesc de pensula aceasta pe care am udat-o, să știți, și mai devreme, după ce am curățat, am vrut să mai aplic un pic de fard din ăsta sidefaz și ce am făcut a fost să șpreiez un pic de spray de fixare pe pensulă, să iau fard 1, 2, 3, 4 și să-l aplic. Acum eu sper să nu fie prea mare pensula, o să țin oglinda așa în sus. Da, e ok. Sper să nu pice. Dacă ascultați cu atenție, puf, ne face aici niște ASMR. Se spală de zor. Ok, cred că am cam terminat cu fardurile. Ia să schimb eu paletele să nu pice, că mai am probleme de genul acesta. Acum cred că o să continui cu conturarea feței. O să folosesc această paletă de la Catrice. Are 3 nuanțe și cred că se vede care sunt preferatele mele. Asta din mijloc nu prea am folosit-o pentru că e destul de cald, așa. Nu e urâtă, dar că nu mă leșină. Uneori mai iau din fardul ăsta, după aia pun o dată aici. Mereu las excesul pe mână. Aole, dar nu peste fardurile aurii, Andreea! Stați că am nevoie de oglindă pentru asta, nu e de bună să mă fac în cameră. Pensula asta e un pic cam moale, dar poate mă descurc cu ea totuși. Oricum, pentru față nu o să fac mare lucru. Pentru că se vede ce am la ochi. Mi se pare că m-am dus un pic aiurea cu movul. Ar trebui să corectez, dar sincer să fiu, aș vrea să aștept să mă dau cu tuș să văd cum o să arate. Că e așa un pic haos din cauza că am folosit farduri și dacă vin cu ceva, cu o linie grafică, cum e în cazul tușului, mă gândesc că o să mă ajute puțin. Este un machiaj bun înainte de Revelion. Se numesc machiaj dramatic de Revelion. Va fi și la anul Revelion, nu? Adică... E ok. Așa, iar acum o să aplic iluminator. M-am gândit să asortez iluminatorul cu ce am la ochi. Și de aceea o să aplic Catrice Ultimate Platinum Glaze, nuanța 010. Iluminatorul ăsta mă ține deja de 75 de ani, deci efectiv se mai termină. M-am uitat să-mi conturez un pic nasul. Și o să vin cu el aici, în interiorul ochiului, ca să aduc un pic de lumină. Vedeți, nu e la fel de auriu ca ce am eu pe pleoapă, dar e un auriu potrivit culorii tenului meu. La fel merg și sub sprânceană. Știți cum îmi place mie să aplic iluminatorul ăsta? Îmi place să iau câte puțin și să aplic pentru că, adică să-l aplic în straturi, pentru că dacă aplic așa deodată, se face ca o poșghiță, așa, nu știu cum să-i zic, e foarte intens și de asta trebuie să vii cu câte puțin. Și cred că o să aplic spray de fixare după pasul ăsta. După care trecem la sprâncene. Voi folosi sprayul de fixare pe care l-am folosit ca să ud pensula. Este de la The Body Shop Makeup Fixing, Makeup Setting Spray. Spune că are aloe vera și că e pentru a crește rezistența machiajului. Băi, nu știu dacă așa e. Nici nu știu dacă face vreo diferență în ceea ce privește finish-ul sau ceva. Deci așa arată tenul meu acum. Îmi place totuși că are un spray din ăsta foarte fin, adică nu te trezești pe față, ia stați. Da, nu te trezești pe față cu, cum să zic, cu bule din alea mari de apă care să se usuce și să lase urmă. Mi-am mai să fac ceva, dar acum am uitat. Să mă ocup un pic de nas. Să-l conturez cât de cât, că e ciudat să am bronzer pe față și nasul să fie alb. Nu e idee bună, îl face să pară și mai mare.
Cel mai bine e să-l conturez totuși puțin. Nu, l-o conturat e mult zis. De obicei vin cu pensul asta pufoasă, cu un fard, cu fardul cu care am conturat și restul feței. Și după ce am conturat cât de cât, vin întotdeauna cu burețelul pe deasupra. Burețelul având fundete în peste, e ok. Hai să facem și sprâncenele. V-am povestit eu cum fac în ultimul timp. Folosesc, practic, ce e în interiorul acestui produs, și anume NYX Stick It, nuanța taupe. Cred că e 01, cred că e cea mai deschisă. Pensul arată cam așa, nu este pensula mea preferată. Vreau să așez sprâncenele cu pensula de la alt produs, pentru că îmi place că e mai plat așa. Ce drăguțe sfirele astea de păr care vin să lipesc de față, sunt tot ce poți să vrei. Îmi place mult culoarea taupe-ul ăsta. E foarte drăguț, neutru, îmi place. În timp ce îmi făceam sprâncenele, a cedat un puf din ăsta, n-am mai rezistat presiunii. Sunt pufuri din acestea, mititele așa de plastic. De asta eu întotdeauna când îmi prind părul ca să plec undeva, acum l-am prins așa superficial cât să filmez, dar dacă trebuie să plec undeva, întotdeauna folosesc mai multe pufuri din astea. Prefer să le prind un pic mai superficial și să pun mai multe, decât să mă trezesc că deodată pocnește. Pentru că asta s-a întâmplat. Știu că sunt un pic ciufulită. I'm sorry. Cred că e ok, nu? Și-a revenit. Bun. Hai să ne hotărâm cum facem cu tușul. Adică eu. Vreau să înfric tușul ăsta într-un fel și să văd ce fac cu colțul interior. Mai întâi o să-mi îndulez genele. Tușul pe care o să-l folosesc este cel de la Catrice. Ca de obicei. Preferatul meu. Și o să încep din colțul interior. Și o să aplic doar pe linia genelor. Mi s-ar părea nepotrivit să fac o codiță pentru genul ăsta de machiaj, pentru că ar fi în contradicție cu ideea machiajului. Adică ideea este să creez un ochi rotund. Dacă eu vin și fac o codiță, nu prea are foarte mult sens, având în vedere că merg pe o idee de simetrie. Gen fard închis în exterior, fard închis în interior. O să fie ceva foarte basic cu tușul. Eu zic că parcă s-a mai conturat un pic treaba și nu mai pare așa foarte dubios. O să aplic și rimel. Rimelul meu este pe terminate. Catrice Glam & Doll. Dar urmează să facem o treabă la gene. Nu vă dau mai multe detalii, dar în viitorul apropiat se va întâmpla ceva și sunt atât de entuziasmată. Bănuiesc că dacă mă urmăriți de vreun an și jumate, nu mai bine, de vreo 2 ani, intuiți despre ce ar fi vorba. Dar nu vă mai dau mai multe detalii, stați să vedeți ce o să se întâmple. Și o să aplic două straturi și pe genele de sus și pe genele de jos, după care revin cu buzele. Pe buze am aplicat mai întâi creionul ăsta mic de la Rimmel London, în nuanța 90s Nude, după care am aplicat rujul de la Trend It Up, Ultra Wear Nude Pen Matte, un ruj care, da, e mat
și confortabil pe buze, o nuanță așa care e de mov. Vedeți că buzele mele sunt cât de cât închise, dar nu sunt prea închise. Mie mi se pare că rămân tot în zona de nude și totuși merg cromatic foarte bine cu ce se întâmplă la ochi. Acesta este machiajul pe care eu l-am realizat. Băi, sper din suflet că vă place. Eu mă uit în cameră și chiar îmi place ceea ce văd. Mi se pare o schimbare drăguță. N-am mai purtat de mult timp un machiaj așa de bold și chiar mă simt foarte bine. V-am zis, sunt sigură că la editare o să văd că lucrurile nu sunt simetrice și mereu mă enervez. Dar asta e situația. Oricum fața mea nu-i simetrică, deci n-are cum să iasă perfect. Îmi place și cum arată tenul, mi se pare luminos. Parcă a făcut totuși ceva și pe eu de fixare am senzația. Parcă lucrurile arată un pic mai natural. Da, eu pe total sunt mulțumită. Sunt curioasă care este și părerea voastră. Vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la clipul meu. Chiar mi-a fost dor să filmez un tutorial și uite că nici curierul nu ne-a deranjat. Totuși, sper astăzi să mă deranjeze și să-mi aducă coletul. Pentru că vreau foarte, foarte mult să ajung. Abia aștept să vă arăt și vouă ce e în el. Imediat ce ajunge și văd și eu. Gata, vă las, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu. Vă pup și ne vedem data viitoare într-un nou clip. Uitați-vă ce se întâmplă pe mâna mea după un tutorial de genul ăsta. Cam aia e. Din nou, pa!